Stimați ascultători, multă pace inimilor noastre! Astăzi avem harul și bucuria desfășurării unei emisiuni speciale. Tema pe care ne propunem să o abordăm este speranța, o calitate vitală pentru creștin. Mă numesc Daniel, iar în seara aceasta, pentru a trata subiectul, îl avem în mijlocul nostru pe fratele Iosif. Bine ai venit în mijlocul nostru și propun să te prezinți. Bine v-am găsit și pacea Domnului. Mă numesc Iosif, am 35 de ani, sunt din Republica Moldova, satul de Baștină este Slobozia Dușca, raionul Criuleni și fac parte din biserica locală din anul 2015, când Domnul m-a găsit și am putut să cunosc nădejdea la care am fost chemați. Apropo, aceasta este misiunea noastră și îmi doresc să abordăm acest subiect. În cadrul programului de astăzi, tema noastră se identifică cu programele online difuzate anterior în cadrul site-ului Lumina Speranței. De ce speranța? Traiul nostru implică ideea cât și necesitatea absolută de a spera ceva. Omul are nevoie zilnic să spere. Sper că voi ajunge cu bine la Strășeni. Sper că voi lua o decizie corectă. Sper că voi ieși cu brio din carantină. Sper că nu voi pica examenul. Sper că voi avea o căsătorie reușită. Și așa mai departe. Termenul speranță este strâns legat de semnificația credinței. Și ca să devenim expliciți, ne vom apropia de terminologia biblică și vom converti subiectul în sinonimul speranței, și anume nădejdea. Apropo, ce este speranța, frate Iosif? Putem să o definim cumva? Dacă să privim puțin la definiție, speranța de fapt ar fi o nădejde în lucrurile care le aștepți, care dorești să fie realizabile, sau, de exemplu, în sprijinul cuiva, te aștepți la ceva. De fapt, acest termen, mai mult, el ar fi un sentiment pentru om care se așteaptă că fiecare poveste a omului se va termina cu ceva bun, ne dorim un sfârșit fericit și chiar în cele mai grave circumstanțe. Dorința noastră de a vedea că sfârșitul va fi bun este ceea ce ne ține să trăim. Este una din cele mai prețioase emoții umane. Propun să facem o distincție între speranța laicului și speranța creștină. Ce ai de spus în acest sens? Da, neapărat avem nevoie să facem această distincție, fiindcă în lume este așa zisă speranță, dar realitatea creștinului este cu totul alta. De aceea, ca să facem această paralelă, trebuie să cunoaștem cum se alimentează această speranță în lume. Mai mult un optimism, care în fond e o normalitate pentru noi oamenii. Însă speranța creștinului este acea nădejde vie născută în om, grație sângelui jertfele Domnului nostru Iisus Hristos. Nădejdea creștinului, în comparație cu nădejdea laică, este certificată, este probată cu sângele Domnului. El a murit și a înviat, ceea ce mă face să am nădejde. Este veridic faptul că noi avem nevoie de o speranță creștină care nu ne dezamăgește și este superioară unei speranțe umane. Cunosc faptul că ai studiat istoria la facultate și am vrea să știm, istoria ne vorbește ceva despre nădejde? Da, am avut ocazia să fac aceste ore sau această facultate și interesant este că da, istoria are în amprenta ei tema speranței, tema nădejdii și presurprinderea mea citind Cutia Pandorii din Legendele Olimpului am rămas uimit că la urmă este rămasă acea speranță și în fond de fapt ne spune că oamenii nădăjduiesc în ceva. Mai avem expresii celebre ca de exemplu expresia lui Cicero unde sună în felul următor: per aspera dastra, prin greutăți spre stele. O altă expresie celebră ar fi dum spiro spero. Deci niște afirmații care au devenit proverbiale. Exact. Atât timp cât sper, trăiesc, sau atât timp cât trăiesc, sper. Aceste conotații istorice ne arată, de fapt, omirea speră, nădăjduiește în ceva. Ideea este că nădejdea lor nu este alimentată din
necunoaștere de Domnul. Citeam undeva că este vorba de niște virtuți teologice. Nădejdea face parte din care serie de virtuți teologice? Dacă să uităm iarăși prin prisma istoriei, nădejdea face parte din acele trei virtuți teologice, dar în total ele sunt 7, 4 plus 3. Înțelepciunea, cumpătarea, bărbăția, nădejdea, dragostea, credința sunt toate aceste virtuți care îndeamnă pe om să-l caute pe un ideal, de fapt, și în final Biblia spune să-l caute pe Dumnezeu. Fiindcă nu suntem străini de legământul sfânt cu Dumnezeu, ne interesează sfaturile pe care le găsim în cuvântul său. Spune-mi, te rog, ce vorbește cuvântul Domnului despre această stare frumoasă a sufletului, nădejdea creștinului? Mă, înainte de toate vreau să aduc aminte o statistică foarte curioasă pentru mine. Biblia implică 66 de cărți, care în total ar fi cam 1223 de pagini și dacă mai convertim în cuvinte ar fi peste 700.000 de cuvinte. De fapt, toate redau împreună un mesaj colosal de speranță pentru cei care iubesc pe Domnul. Majoritatea oamenilor înțeleg că speranța ar fi cam în felul următor: sper că se va întâmpla ceva, sau sper că o să trăiesc mai bine, sau sper să-mi iasă planuri făcute de mine, etc. Chiar și unii oameni al lumii au observat cât e de fragil acest gen de speranță. Pitagora, un alt om antichității, spunea cam așa ceva: bogăție este o ancoră slabă, iar faima una și mai slabă. Definiția Bibliei a speranței este așteptarea încrezătoare. Eu cred, de aceea sper. Eu cred, de aceea nădăjduiesc în ceea ce cred. Speranța este o asigurare firmă cu privire la lucruri care nu sunt neclare și necunoscute. Acest gând îl găsim în Cartea către Evrei, capitolul 11, cu versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. La Evrei găsim un alt gând, o ancoră a sufletului, lucru sperat care ne este pus în perspectivă. Este comparat cu o ancoră. Ca și creștini, noi avem cea mai mare speranță a lumii. Noi, cei care suntem născuți din nou, prin învierea lui Iisus Hristos de morți, la o nădejde vie, spune Apostolul Petru, în epistola lui, sau prima epistola lui, capitolul 1 cu versetul 3. Speranța creștină este îndreptată spre Hristos, de ce ajunge ea și dincolo de perdeaua din lăuntru templului. Înțelegem acum importanța speranței pentru metabolismul sufletului nostru, de aceea ne și întrebăm cum o putem căpăta. Cum se naște nădejdea în inima creștinului? Mai întâi de toate vreau să amintesc că marii filozofi ai lumii și-au dat mereu întrebarea aceasta: dacă metabolismul sufletului unui om funcționează cu speranță, cu nădejde, atunci în ce își poate pune speranța? De unde îmi izvorăsc această speranță? Dar cuvântul Domnului ne vorbește astfel: prin credință. Căci noi prin Duhul, citez, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Este scris la epistola apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, cu versetul 5. Am și o maximă paralel cu acest verset, cam sună în felul următor: nădejdea vine din credință, precum planta din sămință, precum râul din izvor. Un alt gând, exact iarăși găsit pe pagini Sfinte Scripturi, este prin puterea Duhului Sfânt. Citez: Dumnezeu nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 15, cu versetul 13. Și un alt gând ar fi prin dragostea de Dumnezeu. Așadar, geneza nădejdii în inima creștinului are ca fundament credința. Așa. Dimitrie Bolintineanu afirma: lumea are nevoie de speranță ca de lumină. Frate Iosif, ce se întâmplă cu omul care nu-și are nădejdea în Dumnezeu? Omul care nu-și are nădejdea în Dumnezeu, de fapt, nu-l are pe Dumnezeu.
un gând scris la acest mesaj este la cartea Apostolului Pavel către Efeseni. Citez: aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Un alt gând ar fi: omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu totuși își pune nădejdea în ceva. Și Iov scoate în evidență un gând în ce își pune omul nădejdea. Citez: dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea. Vedem că omul totuși își pune în ceva nădejdea în lipsa lui Dumnezeu. Și atunci este tendința aceasta în lume să-și pui nădejdea în lucrurile care se văd. Dumnezeu ne mai avertizează: așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va peri. Apropo, am putea surprinde aici o idee. Omul care nu-și pune neapărat nădejdea în Dumnezeu, își va pune nădejdea, dar în lucrurile trecătoare. Exact. Și după cum ai menționat, cel care își pune nădejdea în aur și rezultatul acestei puneri de nădejde Este o deznădejde. Acest om îl uită pe Dumnezeu și respectiv, cum scrie acolo, nădejdea celui nelegiuit va pieri. Conchidem că orice om de pe planeta Pământ are nevoie de speranță. Cât de importantă este nădejdea în viața unui creștin și ce semnificație are aceasta pentru asigurarea unui viitor binecuvântat în Domnul? Sunt o multitudine de beneficii majore în Domnul. Omul care își pune nădejdea în Domnul este fericit. Citez Psalmul 146 cu versetul 5. Cine își pune nădejdea în Dumnezeu este fericit. Este binecuvântat, spune Ieremia. Sau îți păzești mintea, spune în cartea Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Chiar și cel neprihănit când moare trage nădejde, spune Iov. Ne bucurăm în nădejde, ne curățim, spune Ioan, și ne îmbărbătăm, spune psalmistul. Învățații iubesc știința bazată pe dovezi. Creștinii însă iubesc știința pe care le-o dă din belșug Biblia, cartea cărților. Propun să punem în discuție un exemplu clasic din Evanghelia după Ioan. Aici ni se prezintă un bolnav în vârstă de 38 de ani, pe care l-a vindecat Domnul nostru Iisus Hristos. Iosif, vreau să te întreb ceva. Cred că și ascultătorilor noștri le-ar fi interesant să afle. În ce a constat speranța acestui bolnav? Aș fi tentat să spun că acest personaj nu mai avea lumina speranței în inima lui, dar nu este așa. Cred că așteptarea lui se manifesta prin speranța că într-o zi va fi vindecat. Și așa a fost. A întâlnit speranța în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Eu aș mai aminti încă un model de speranță, relatat de evanghelistul Luca, și este vorba de fiul risipitor, care a ajuns fără casă, fără bani, chiar fără prieteni și la un moment dat chiar fără hrană, pierzându-și demnitatea de om. În pofida acestor stări și acestor circunstanțe, în inima lui totuși a licărit speranța. Fapt ce l-a făcut să se întoarcă la Tatăl și la Dumnezeu, spunând cuvintele: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu a rămas dezamăgit. Tatăl l-a primit și Dumnezeu l-a iertat. Menționează două versete preferate cu tematica nădejdii. Înainte de a spune versetele mele preferate, vreau să spun că harul Domnului la persoana mea se manifestă prin două nădejde, prin două speranțe. Una o port în vasul acesta de lut, vorba apostolului, și altă nădejde e acasă cu copiii noștri. Dar ca să răspund la întrebare, una din cele mai remarcabile nădejde ale Vechiului Testament sunt ale binecuvântatului om al Dumnezeu pe nume Iov. Celebra lui afirmație, care și până astăzi este dăltuită cu un priboi de fier în inimile noastre, este: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Mai am un alt verset scris în Ieremia, capitolul 29, citez: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
Pentru mine ar însemna că planurile mele, viața mea, destinul meu sunt în mâna Domnului. Ai vreun exemplu din viața ta legat de speranță? Da, am un exemplu, este puțin hazliu, dar destul de interesant pentru mine și probabil va fi și pentru ascultători. Soția mea o cheamă Nadejda, de fapt semnifică speranță. Și într-o zi, pe când deja culcasem copiii, stăteam la o discuție cu soția mea și mă întreabă pe nespusă masă: cum crezi, cine va pleca primul la Domnul? Am rămas perplex, dar totuși m-a intrigat această întrebare. Și în altă zi, fiind la serviciu, având un timp liber, eram cu studiul în Cartea Iov la capitolul 17 și dau peste un verset care m-a amuzat și îndată am luat telefonul, am sunat soția și am spus: nu vrei să citești Iov capitolul 17? Am găsit răspuns la întrebarea ta. Și aud în receptor: eu și nădejdea mea. Și atunci un hohot de râs, după care conchide: mă aranjează. Și ce este scris acolo, frate Iosif? Eu și nădejdea mea ne vom pogori în locuința morților. Dacă îmi permiți, mai am o experiență la fel legată de tematica speranței. Într-o zi, pe când eram în niște stări de deznădejde, mă rugam în mintea mea lui Dumnezeu ca să mă încurajeze. Și m-a surprins cât de original Domnul m-a încurajat. Am avut un dialog intern unde Domnul mă întreba: cum te numești? Și eu răspund: Doamne, dar știi cum mă numesc? Iosif mă numesc. Și ce semnifică? Adăuga, adaos. Bine, cum o cheamă pe soția ta? Nadejda. Și ce semnifică? Speranță. Și acum mă pui pe mine înaintea acestor două semnificații și însumează: Doamne, adaugă nădejde familiei mele. Și atunci am fost foarte uimit de această combinație și de acest monolog și am răspuns în glas: Doamne, ești original, Doamne, sunt copleșit de această încurajare. Mi-a fost o lecție foarte importantă pentru mine și am înțeles că Dumnezeu mă aude și atunci când am un dialog interior. Amin. Doamne, adaugă speranță fiecăruia dintre noi. Tinerii sunt categoria de vârstă care au nevoie de susținere și de speranță în mod deosebit. Sugerează un îndemn pentru tineri. Dragi tineri, în aceste momente nu ușoare, chiar dificile aș spune, este important să ne ocupăm timpul într-un mod cât mai folositor, atât pentru noi, cât și în raport cu cei din jur. Este un timp benefic în a fi dedicat cuvântul Domnului pentru rugăciune, pentru a chema pe Domnul. Dacă nu faci aceste lucruri, la sigur îți vei rosi timpul și atunci nădejdea ta va fi înlocuită cu deznădejde. Dar Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care caută, spunea Ieremia. Astfel vom putea exclama și ca psalmistul, plin de nădejde: te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Am citit într-un articol că cea mai mare speranță posibilă este adevărul pe care Eclesiastul îl menționează în cartea sa: totul este deșertăciune și goană după vânt. Acest enunț pare a fi culmea deznădejdii. În lume nu-i nici sens, nici liniște, nici împlinire și nici fericire, dacă acestea sunt privite ca un scop în sine. Totuși, orice mișcare și orice activitate de sub soare își are o noimă, un sens. În viață este loc și de afirmarea minții și de desfătarea inimii, dar numai când acestea însoțesc o anumită atitudine. Iar atitudinea aceasta este împlinirea voinței lui Dumnezeu. Așadar, dragi prieteni, prin faptul că vom acorda importanță împlinirii voii lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită, de aici și speranța va încolți în inimile noastre. Speranța nutrită aici pe pământ va rezulta în final cu viața veșnică în prezența lui Dumnezeu. Scump prieteni, iată ne ajungi la finele micii noastre emisiuni. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat și sperăm că aceste gânduri duhovnicești vor menține lumina speranței în sufletele noastre.
Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.